Nu de puține ori, iubitorii de animale au protestat împotriva strângerii și eutanasierii câinilor fără stăpân. Problema maidanezilor este pe departe de a fi rezolvată atâta timp cât vinovați sunt de ambele părți, atât în rândul autorităților, cât și așa zișilor iubitori de animale. Fie că locuiesc la bloc și nu au unde să țină un câine, fie că locuiesc la curte și dețin deja un animal, giurgiuvenii se folosesc de orice scuză numai să nu adopte un maidanez. Sunteți iubitoare de animale? Da. Ați fi dispusă să adoptați un câine? Am unul. Dar ați mai fi dispusă să adoptați unul? Am și o nepoată, nu știu să vă spun. Am și câine și pisici, că sunt de la țară. Și am, dar acum nu mai am, că am deja doi și mi-ajung. Nu că stau la bloc și nu, și am și soțul bolnav de cancer. Nu că stau la bloc. Ce-i drept, dacă ar exista vreodată posibilitatea să poată adopta și să dea șansă unui animal fără stăpân la o viață mai bună, oamenii recunosc că nu știu exact unde să se adreseze. Aceștia spun cu o oarecare mirare în voce că poate la primărie sau poate la o asociație canină. Știți cui trebuie să vă adresați și ce criterii trebuie să îndepliniți? Nu știu, pentru că lupul meu are 8 ani și de 8 ani nu mai m-am interesat de ce trebuie. Ați văzut pe undeva prin Giurgiu, din partea autorităților noastre, vreun anunț întrucât au câini maidanezi spre adopție? Nu, n-am văzut. Probabil la asociație. Undeva trebuie să fie o asociație. Câini? Nu știu. Nu m-a interesat niciodată. Probabil. Primăriei cerem informații dacă... Da? Deși în acest moment adăpostul special amenajat de municipalitate găzduiește peste 400 de câini, persoanele care se ocupă cu acest serviciu nu informează populația că patrupedele sunt gata de adopție, lucru susținut și de iubitorii de animale care spun că nu au văzut sau auzit un anunț public în acest sens.